Intelectualii cad ușor în brejele utopiei, asta e evident, să nu ne închipuim că intelectualii judecă mai corect. Ei au o judecată, bine rodată intelectualii, dar o judecată care funcționează adesea... Patinează, pe fapt. Da, funcționează în gol sau, eu știu, într-un registru abstract sau utopic. Deci, intelectualii sunt atrași de ceea ce oferă stânga, cum să spun, în materie de utopie socială. Sigur că utopia nu funcționează. Dar nu-i șocant că niciodată n-a funcționat asta. Păi utopia nu are cum să funcționeze, însă utopia atrage, cum să spun. Utopia este seducătoare. Deci în ordinea practică a lucrurilor nu funcționează sau funcționează defectos, funcționează aberant, pentru că poate să conducă la crimă, poate să conducă la dezastru, poate să conducă la fundături ale istoriei. Însă, în același timp, utopia este mult mai atrăgătoare decât o viziune pragmatică, banală, asupra societății, asupra lucrurilor. Deci sunt atrași tocmai de partea asta utopică. Asta este.